Sunt Vlad Iftime, am 36 de ani și sunt unul din acționarii grupului Elsaco. Una dintre cele mai mari probleme ale României după 1990, în toate orașele, a fost asigurarea căldurii și a apei calde. Grupul Elsaco este un jucător important pe piața termoficărilor și a utilităților de apă. Cu o cifră de afaceri de 140 de milioane de euro, compania 100% românească se ocupă cu schimbarea rețelelor de apă, a stațiilor de epurare, a rețelelor și a centralelor termice pentru comunități. Istoria companiei Elsaco a început în anul 1992, după un șantier desfășurat de tatăl meu la Bistrița și după aia la Cluj, la începutul anului 90, cu cei patru acționari și cele patru familii care suntem și acum. A început să se discute acolo despre privatizare, despre ce urmează, despre care este trendul și atunci încet, încet, cu acești prieteni a legat grupul de companii care există și astăzi. Grupul Elsaco are în acest moment 21 de șantiere deschise în toată țara. Se fac reabilitări majore în București, Vatra Dornei, Slatina, Constanța și Craiova. De la Politehnică am făcut energetica 5 ani de zile. Înainte de a deveni specialist în inginerie termoenergetică, Vlad Iftime a făcut ucenicia încă din liceu pe unul dintre șantierele companiei. Eu am început prima oară să muncesc la Elsaco în clasa a 9-a. Mi-am desfășurat activitatea pe tot felul de șantiere, unul dintre ele fiind la Oradea, muncitor necalificat. Nu prea am vrut. Era dulcea libertatea vacanții de vară, când puteai să faci orice, n-aveai teme, n-aveai nimic și eu să mă duc pe șantier cu un muncitor, cu dacii papuc, mi-a spus, m-a luat de la țară ca din cuib, hai, pleacă la Oradea. Unde să mă duc la Oradea? 18 ore la Oradea cu dacii papuc. A fost interesantă experiența, mi-a trebuit 2 zile de aclimatizare, iar după aia am plâns când am plecat de acolo, cum am obișnuit, deja eram cumva copilul lor, de fiind cel mai mic acolo, așa, aveau o anumită grijă de mine și m-am simțit familiar, dar eram și, adu-mi o găleată de curent, adu-mi, nu știu ce, scul, habar n-aveam, nu prea mă pricepeam eu. Unde vrei să ieși? Ieșim un pic în spate, în pădure. Există în orice companie, presupun care a început, care are peste 30 de ani, există un schimb de generații la un moment dat. Și acest schimb de generații se resimte în idei, în viteză, în abordare. E, dacă știi să te organizezi și ai mintea limpede, extraordinar, fiindcă profiți de experiența celor dinaintea ta și profită de viteza și de energia ta și de foamea ta de a face, de a face lucruri. Eu, ca șef, ușor sau mai mult neconformist. În principal, consider că managementul nu este despre a face vânzări, managementul este despre a face echipă, în primul rând, despre a fi o persoană flexibilă. Care pe 12, noi suntem atent la oameni, atent la imaginea de ansamblu, asupra lucrurilor, chiar dacă pierdem un pic în stânga, vom câștiga mai mult în dreapta, în raport cu colaboratorii și colegii noștri. Familia Iftime este o familie unită, care pe lângă o afacere de succes, are multe lucruri în comun. Noi locuim toți trei împreună, eu, fratele meu, Șerban și părinții mei, în aceeași curte. E o casă făcută la 1900, era într-o paragină completă, iar la început a fost așa un soi de a salva o veche istorie. Eu nu prea aveam noi gânduri atunci, stăm împreună, nu stăm, iar încet, încet lucrurile au venit cumva natural și anul ăsta am reușit într-un final, a venit-o câte unul, ca un pui de rândunică și a lăsat cuibul lui, a venit aici încet, încet și ne-am mutat toți până la urmă. Viața asta non-conformistă,
se răsfrânge foarte mult și asupra familiei mele, asupra celor două fete și a mamelor. Chiar dacă sunt plecat foarte mult, când sunt acasă, sunt doar cu ele, nu fac alte lucruri, mă duc peste tot, sunt balauri, sunt cal, sunt leu, sunt câine, sunt șoarec, sunt broască, sunt tot ce trebuie să fiu.